Începe ultimul weekend din 2023 și oricât de presantă ar fi actualitatea, avem nevoie să ne dăm respiroul necesar, să ne gândim și la lucrurile pe care le-am văzut, la filmele pe care le-am văzut sau nu le-am văzut în anul 2023. Poate că avem nevoie și de câteva sugestii pentru sfârșitul acestui an sau pentru începutul anului viitor. Cine mai bine ne poate ghida, ne poate îndruma decât doamna Irina Margareta Nistor? Bună ziua! Bună ziua! Să fiți alături de noi! Poate că ar trebui să vorbim mult despre nominalizările la Oscar, doamna Nistor, și chiar vorbeam puțin mai devreme despre faptul că eu n-am putut să mă uit la filmul Barbie până la capăt. Vai de mine! Am să te spun! Da, te spun lui Greta cealaltă, ca să zic așa, care este președinta jurului la Cannes anul ăsta. Da. A, da? Da, deja și la Cannes și la Berlin este câte o femeie președinte jurului, amândouă au 40 de ani, adică au respectat toate la Cannes. Era altceva decât până acum, știi? Margot Robbie este o senzație a ultimilor ani, absolut de acord. Da, și spunea regizoarea pe bună dreptate că dacă n-ar fi existat, ea n-ar fi putut să facă filmul, și dacă ne uităm așa, am face pentru câteva clipe, ne-am face pe directorii de casting, am vedea că avea perfectă dreptate, știi? Care a fost filmul dumneavoastră preferat din acest an? Oppenheimer, fără niciun fel de discuție. Ah. Da, Oppenheimerul, chiar dacă mult mai văzut în România, inclusiv în România, a fost, chiar dacă tu nu l-ai văzut, nu te numeri printre ea, a fost Barbie. Nu e printre preferatele. Nu, nu e deloc. Deși l-am așteptat cu o nerăbdare teribilă și chiar mă gândeam nu cumva să îl depășească pe Cravata Galbenă, respectiv pe cel cu John Malkovich despre Ceribidache. Nici o șansă, ăla va fi infinit mai bun, categorie. Va fi, pentru că vom vorbi și despre cele mai așteptate filme ale anului 2024. E adevărat că anul acesta ne-am concentrat mult așteptarea legată de Oppenheimer, a fost probabil... Da, din start ne-am așteptat, dar știi că ne-am așteptat și la Napoleon, în egare măsură. Și când era greva, tot ziceam că o să-l împingă în 2024 și îmi părea rău și după aia a fost din nou o dezamăgire. Asta cu așteptările nu înseamnă neapărat că filmul e și foarte bun și de multe ori trailerele sunt înșelătoare, deci nu neapărat. Și de aia întotdeauna vă sugerez să le și vedeți. Speram într-un Joaquin Phoenix mai inspirat, nu știu, mai altfel. Intre mai mult în personajul cu pricina, adică avea impresia că Napoleon trece pe lângă el și el e pe vis-a-vis, știi? Adică... Poate de-aia în România Miami Beach 2 a făcut să-l pline și Napoleon mai puțin? Păi nu, Miami Beach este în primul rând un film, e o comedie și lumea așteaptă cu nerăbdare. În al doilea rând știm foarte bine că și Miami Beach 1 a funcționat, al doilea cu atât mai mult fiind mai bun decât primul și prinzând și o perioadă mult mai bună și cu o viteză extraordinară, aproape că se apropie de Barbie, care a fost cel mai văzut an trecut dintre cele străine. Este dintr-o dată are câteva date care îi îndeamnă pe oameni, că chiar pe cei mai cârcotași să meargă să-l vadă ce se întâmplă. E Nadia Comăneci acolo, e Pișteranu care e grozav, sunt cei doi actori principali, Dima, cred că a fost anul lui, pentru că aseară tocmai ce am văzut Tati Part-Time și care este o comedie absolut senzațională și o să vedeți în 2 ianuarie, despre aia vorbim că o să fie relativ la anul, deci peste câteva zile. Și cu Codin din Maticiucă, de ce îi fac acolo un cuplu? Pișteranu e foarte nosim, este cardiolog, adică ăla clonează carduri, în cazul în care nu știți ce înseamnă cardiolog și dacă aveți nevoie la anul o să fie mai complicat. Și plus că au strecurat foarte mulți sportivi. Foarte mult, când spun sportivi, în capul meu de bază sunt fotbaliști. Acum nu mă gândeam la Nadia, care sigur e din alt film, ca să zic așa. Deci a fost altfel lucrat, foarte, foarte lucrat, mult mai lucrat decât primul. Și atunci era de așteptat, știi că lumea de obicei mai zice, lasă, al doilea n-a mai fost grozav. Recunosc că, de exemplu, pe mine două lozuri, doi față de unul, mi s-a părut mai puțin performant. Da. Am început anul 2023 uitându-mă la team building, că probabil eram printre ultimii dintre oamenii pe care îi cunosc. Pentru că era deja de văzut acasă, știi cum e? Cât a rulat exact. În oraș, a depășit toate scorurile posibile și imposibile și a luat și GoPro, pentru că era cu cel mai mare număr de spectatori. De îndată ce a fost semi-pă gratis de văzut acasă, au început bombănelile. Asta mie îmi place. Nu, o bombă după ce plătești biletul și te duci acolo, dar nu după aia, știi? Mi s-a părut foarte nedrept. Sigur
sigur că el era pentru un anumit public. În general, filmele nu se fac pentru critici, categoric nu, se fac pentru iubitorii de cinema și noi ne împărțim în mai multe categorii. Deci nu, publicul lui era publicul lui și mai ales cei care lucrează și care știu ce înseamnă un team building. Eu mărturisesc că eram foarte curioasă ce se întâmplă într-un team building. Deci asta m-a pasionat acolo în mod special. Știi? Știu, era o grămadă de înjurături, toată lumea a zis, dar tu tocmai tu cu... Da, e adevărat, erau acolo, dar era lumea lor. Ei așa procedează, deși mulți spun nu e adevărat, uite la noi e o pușculiță și de câte ori e câte o înjurătură se pune cât un ban, cum se mai întâmplă și până filmele americane, iar la ăsta nou care trebuie să vină acum tot cu micuțul Klaus și Barroso scrie mare, film cu înjurătură. Am văzut aseară până afiș, mi-a plăcut foarte tare, nu știu că era îmi făceau cu ochiul mie, dar oricum m-am simțit vizată. Bun, ne întoarcem la filmele anului 2023. Dincolo de aceste mari producții, vorbeam puțin mai devreme despre un top preferat al lui Barack Obama. Barack Obama... Care e și producător mai da, nou, da. Asta spune și el. Nu sunt subiectiv, că are o casă de film. Și ultimul film de pe tot e un numele de pe Netflix ăsta cu Julia Roberts despre și Ethan marea Hawke, pană te rog, ziceți măcar și de Ethan Hawke, e antipatic oricum, dar Ethan Hawke e băiat drăguț și maică s-a adunat, a făcut un fel de opere de binefacere și inclusiv el în România, așa că băgați-l pe Ethan Hawke. La Beauté du Diable Elle est femme și cu ocazia asta am descoperit că a jucat la un moment dat chiar la teatru Podurile din Madison County, știi, pe care nu știm bine cu Meryl Streep și cu Clint Eastwood, deci s-a jucat la teatru și am avut o invidie teribilă pe cei care au reușit să-l vadă acolo și ăla e un documentar pe care poți să-l vezi după aia pe TV5 Plus ăsta care e și pe gratis, deci ăla a fost și treceai pentru o lume întreagă. El tocmai anunța de ceva vreme că nu vrea să mai joace pentru că nu mai funcționează. Era cum Mirei Dark în perioada lui lor de iubire și jucau și în piesa asta. Mi s-a părut foarte frumos, apropo de faptul că știam, aveam impresia că le știu pe toate despre el. Încă sunt oameni care aleg de Crăciun să se uite la poate la Piscin, că tot ați vorbit despre Alain Delon, filmul Piscina, care joacă cu Romy Schneider, sau la Dieu crea la femme. Da, 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 acum au făcut chiar și o parodie, am văzut Brigitte după, că Dieu crea Barbie. Da, exact. Au creat-o și pe Barbie, normal, că nu mai era Brigitte Bardot, deci merge și acolo și nici Roger Vadim. Aveți un film clasic la care vă întoarceți în perioada sărbătorilor? Da, categoric mă întorc tot la It's a Wonderful Life, pentru că viața e frumoasă și dacă n-am avea și îngerul ocrotitor, cred că ar fi mai trist și mai ales dacă nu ne-am gândit tot timpul că fiecare lucru pe care îl facem influențează pe cineva și dacă reușim să îl influențeze și în bine e cu atât mai important, cred. Un film realizat în anul... Imediat după război, în 47, tocmai asta e ideea. În perioada aia s-au făcut foarte multe filme tandre și pentru că lumea era abia ieșise din... Eu tot sper și acum, eu am sperat ca după pandemie, uite, de exemplu, acum câteva zile am văzut un film care e chiar despre o parodie despre perioada pandemiei, știi? Te ghid de supraviețuire absolut, pe care absolut, de la și care îți face foarte, foarte bine, absolut, da. Mulțumim pentru sugestie. E o sugestie foarte bună la care trebuie să recunosc că nu m-am așteptat. Dacă acum ar fi să alegeți, nu știu, să vă gândiți la ceea ce v-ați dori să vedeți în 2024 și fără să vă dezamăgească, pentru că am început să ne legăm, nu știu, ne atașăm, va fi, recunosc, mă număr printre cei care doreau să vadă Napoleon, era da, important acolo, pentru fost, mine da, și a fost una dintre marile dezamăgiri. Da. Ce așteptați cu speranțe pentru 2024? Păi, aș aștepta înainte de toate din nou niște documentare, pentru că anul ăsta au fost două remarcabile românești. Cel despre Nora Iuga, apropo, pe 4 ianuarie ziua ei și se dă din nou la Institutul Francez, pun pariu că l-ai pierdut, deci acolo da, e ocazia să te duci, am prins-o, gata, se vede pe ea ce n-a văzut, așa, sau Între Revoluții, care ia premii pe peste tot, sunt două documentare foarte bune și inclusiv Visul, care iarăși e o comedie a lui Cătălin Saizescu, pentru că e o comedie dulce amare. Știi ce mi-am dorit cel mai tare pentru la anul? Mă gândeam să facem haz
Dar să nu mai facem haz de necaz, să facem haz fără necaz. Cred că asta ar fi cel mai bun lucru care ni s-ar putea întâmpla, așa că aștept și multe filme franțuzești. Poate să îndură cineva să cumpere și Bernadette, filmul despre Bernadette Chirac cu Catherine Deneuve. L-am văzut în Belgia și e formidabil. Aștept și eu că nu l-am văzut. Mai păi n-avei unde deocamdată, dar deci cine să? Poate n-au de cineva. Da, e foarte bine și din nou cu ironie, exact cât trebuie, adică nici mai mult, nici mai puțin, să nu s-ar cap. În perspectiva anului 2024, comediile vor fi mai prezente? Deocamdată astea locul sunt extrem de prezente. Cred că la noi sunt cele mai multe, pentru că în sfârșit au ascultat cam ce își dorea lumea să vadă. Sigur că vor fi în continuare și filme serioase care să meargă pe la festivaluri, pentru că sunt două lumi relativ diferite, dar vrei totuși ceva cât mai variat. Nu vrei de un singur tip, așa, mă gândesc. S-au scumpit biletele la cinema de la anul, bine, nu doar la cinema, festivalurile, toate parcurile de distracții, peste tot vor fi bilete mai scumpe. Asta nu înseamnă că zile trecute înainte de Crăciun nu citeam o știre că s-au bătut la propriu pe bilete undeva la un cinematograf pe locuri la un cinematograf din sectorul 6. Bun, e o formă de huliganism, da, nu da, contează. Da, mă rog, dar uite, când a fost ziua cinematografului și când era același pres peste tot în țară, m-am nimerit la Timișoara, deci am stat de dimineață până seara acolo, chiar am fost chiar la intrare și m-au lăsat o parte dintre bilete chiar să le scanez, pentru că era atât de multă lume că am zis, bine, sunt de acord să vă și ajut un pic, și atunci dintr-o dată lumea a fost. Deci ideea de a avea marțea asta, știi cum era pe vremuri, dacă e marție Belgia, că marțea sunt biletele mai ieftine, sau dacă mergi cu familia, sau dacă, cred că sunt tot felul de soluții, sau, de exemplu, soluțiile de la cinematografele mai mici, să faci un abonament, sau, adică întotdeauna există, pentru că n-aș vrea să abandonăm din cauza asta. Sigur, nu e foarte ieftin, dar, pe de altă parte, și la muzee între timp lucrurile nu mai sunt la fel, dar e păcat să pierzi și expoziția Dalí și expoziția Brâncuș, doar pornind de la ideea că nu e, dar nu poți să spui nici că e foarte scumpă, dar sigur că oamenii s-au obișnuit pe alt preț și sigur că atunci când sunt bani puțini, eziți, dar pe de altă parte, faptul că îți vin aici și că nu trebuie să te duci până acolo, până în Franța, fie la Berlin unde e un Dalí colosal, sau până în Spania, e formidabil. Și cred că ar trebui să au muzeul ăsta nou, Mina, unde am văzut că acum a fost chiar un micu prinț, un teatru micu prinț immersive, din ăsta imersiv, adică mi se pare colosal, așa cum a fost Klimt înainte, sau a fost o lansare de un ONG foarte sofisticat, sau, deci se întâmplă tot felul de lucruri în orașul ăsta și nu numai în oraș, în toată țara, și cred că ar fi bine să profităm de el, să nu treacă pe lângă noi, să zic, aoleu, a fost, dar când a fost, dar n-am știut. Sunt oameni care regretă că n-au ajuns la Timișoara în acest an? Da, e adevărat și e păcat, pentru că s-au străduit chiar foarte mult și au fost momente extrem de aparte. Sigur că o să mă întorc tot la John Malkovich, pentru că acolo a fost, deși era foarte complicat, era în plină grevă în America, deci faptul că a fost, sigur, a jucat teatru, a fost la teatru din Timișoara, a jucat o piesă minunată pe care o jucase 11 ani în urmă la festival lui Enescu la Ateneu aici. Deci cunoștea deja Ateneul și din alt punct de vedere, numai când l-a jucat pe Celibidache. Deci, da, a fost anul cu cele mai lungi greve ale scenariștilor de la Hollywood și nu numai? Da, și ale actorilor care s-au raliat. Ceea ce se întâmplă destul de rar să funcționeze unii cu ceilalți. Mă rog, înțeleg că o parte au câștigat din greva asta care nu s-a mai terminat, până când au înțeles că de fapt își făceau și un rău, că o grevă de asta sfârșită. Știi cum e, să scoți niște filme de la pachet și tot ai cu ce să umpli și cinematografele și posturile de televiziune. Deci trebuie foarte bine, foarte bine gândită, dar presupun că aveau dreptate. O grevă similară a mai fost acum câțiva ani, știi? Tot a scenariștilor. Nu s-au putut ține globurile de aur, că acolo se fac niște texte. N-au fost ei să facă textele. Asta e. Noi improvizăm, excluzând înjurăturile de la Oscar, dar cu ceva vreme. De-aia l-au luat pe Kimmel între timp, așa că Alex Bogdan al lor este Kim anul ăsta, care e foarte bun în tati. Ultimul scandal e cel legat de Gérard Depardieu, căruia recent i-a luat apărarea Macron, folosind o expresie care mie mi-a plăcut: nu încurajez la șasa l-om, cred că a zis, vânătoarea de oameni.
De fapt, era o vânătoare de vrăjitoare, știi, cam asta, dar el fiind bărbat, vânătoare de vrăjitori ar fi până la un punct. Ideea asta de a ne aminti după nu știu câtă vreme ce s-a întâmplat, mitul ăsta am crezut că în sfârșit s-a încheiat, am văzut că acum de bine, de rău, am reușit să-l recuperăm pe Kevin Spacey, acolo eu am suferit cel mai tare, era un foarte mare actor și faptul că l-au blocat atâta timp chiar m-a... Dar cel mai tare m-a impresionat că printre cei care l-au susținut a fost o fostă iubită de a lui și care la un moment dat a fost în România în același timp. Și Carol o cheamă, și Carol Bouquet. Și Carol Bouquet a fost, era la, la Cinema Studio, trebuia să o prezint și dimineața m-am întâlnit cu Depardieu, care filma în România. Și cineva mi-a spus să nu spui că dimineața te-ai văzut cu Depardieu, că s-au urăsc ăștia doi, ce mai ales să nu-l vadă Carol Bouquet. Zice, a fost un scandal când s-au despărțit, absolut îngrozitor. Și eu tot ziceam, râdeam cu ambasadorul Franței de atunci, ziceam, ce-mi dat să nu-i spun că am dat mâna cu Depardieu dimineață. Și acum ea ia apărarea, adică atunci se punea problema că nici să nu fie în aceeași seară simultan. Vor mai dura aceste scandaluri? Nu, eu am sperat că s-au terminat, că cu ocazia asta poate mai scăpam și de politică de correctness, asta care face foarte mult rău. Ku Klux Klanul s-a reactivat odată cu Black Lives Matter. Deci nu, lucrurile astea, excesele de peste tot au același rezultat până la urmă. Vorbesc despre Kevin Spacey, care revine cu un atac la Netflix. Exact, da. Ceva de genul, păi dacă nu eram eu, voi nu, exact, nu existați. Păi cam așa era. Da, cam așa era. Și chiar mi-a trimis cineva un interviu foarte nostru în care spune că parcă și candida, evident că nu va candida. Deja până un altă este tot opresc pe Trump în diverse state. Seriale preferate de pe aceste canale de streaming. Îmi propun să văd The Crown, nu l-am văzut, Noaptea de Reveillon, deci încep din 31 și până în 1 să nu mă sunați dacă se poate, pentru că n-am să vă răspund, că vreau în sfârșit să-l văd și eu de la un cap la altul. Preferatele mele de obicei sunt serialele cu Hercule Poirot, Agatha Christie, dar nu astea recente, filmele, ci cele cu Sir David Sachet. Și cred că alea, de fapt, funcționează cel mai bine. M-am uitat cu entuziasm atunci când a fost cel cu șahul. Nu mă așteptam să mă prindă cu jocul de șah, da. Cu șahul Iranului. Așa. Dar, în general, mi-e greu să văd seriale pentru că devin dependentă și până când nu-l termin, nu mă opresc. Și atunci e mai complicat. A fost iarăși lucrurile pe care nu le vedem. Era un serial care iar așa mi-a plăcut foarte tare, care se întâmpla în al doilea război mondial și care era o legătură și cu radio. Evident, sunt slăbiciunile și cum eu iubesc televiziunea, radio și cinema, o să nu mă puneți să aleg între ele, pentru că le iubesc la fel de mult. Sunt tripleții mei. Ce eveniment cultural așteptați în 2024 aici în România? Aici în România, păi TIFU, cred, da? Cred că el ar fi cel mai aproape și mai e în paralel e un festival de SF care se ține la Dumbrăvița și când am descoperit o lume pe care nu o cunoșteam, lângă Timișoara se ține, și Flight Festival, pentru că acolo vezi filme și zbori. Asta îmi place cel mai tare. Wow, da, exact. Cum? Păi așa bine, pentru că se organizează niște zboruri și dacă vrei poți să și pilotezi, deci sunt direct interesată, îmi place la nebunie. Deci de la filmul văzut în mașină, în parcare, da, așa, bă, trăit în avion, da. Cred că este de fapt cel mai bine. Mulțumesc foarte mult, Irina Margarela Nistor, vă mulțumesc. Și eu, un an plin de speranțe. Mulțumim. Și puțin roz, chiar dacă n-ai văzut Barbie. Mulțumim mult pentru prezența dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză și revenim. Cum îți transformi dorințele în realitate? 10 pași pentru a-ți îndeplini rezoluțiile de anul nou. Sigur, sună foarte bine pentru cei care încă se mai amăgesc cu aceste rezoluții de anul nou. Un articol interesant scris de data asta de inteligență artificială. Sună foarte bine. Primul pas, o stabilește-ți obiective. 2, împarte-ți obiectivele în pași mici. 3, sărbătorește-ți succesele mici. 4, fii flexibil.
și nu mai continui pentru că e posibil să vă fi plictisit deja, deși există acolo o logică. Îi mulțumesc foarte mult domnului psiholog Ovidiu Telegescu, ni se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua, mulțumesc de invitație. Acum, inteligența artificială a apărut mult după ce oamenii și-au stabilit în urmă cu foarte mult timp primele obiective de anul nou. Știm când au început aceste mici amăgiri, domnule Telegescu, de când își pun oamenii în cap să facă lucruri de anul nou? Da, dacă stăm să ne gândim, nu este o amăgire, dar există și o condiție, precum condiționalul din franceză. Deci da, și până și inteligența artificială spune un lucru foarte bine, stabilește-ți obiectivele, dar acel obiectiv trebuie să fie al meu, nu al altora, nu comparativ cu alții, ci să fie al meu. Și următorul pas este ce pot să fac pentru asta. Deci obiectivul meu trebuie să fie al meu și realizabil, pentru că degeaba am propun să-mi cumpăr un castel în Spania, dacă... Clar, nu mi-l doresc, pentru că nu mă va mulțumi niciunul, chiar dacă o să cumpăr 100, prin absurd presupunând, niciunul nu mă va mulțumi, că eu de fapt nu vreau castelul ăla, vreau pentru că are X sau pentru că așa cred eu că e bine sau că așa mi-a spus vecinul, mama, prietenul și așa mai departe. Nu, obiectivele pe care ți le stabilești la început de an sunt obiective pe care ți le stabilești în tot cursul anului. Și dacă da, sunt ale tale și sunt, atenție, măsurabile, atunci avem șanse să ne și îndeplinim. Șansa să le îndeplinim, să le și sărbătorim, pentru că inteligența artificială ne recomandă să ne sărbătorim fiecare mic succes pe care îl înregistrăm. Așa e, este. Chiar e de ajutor? Da, contează foarte mult, așa cum la finalul fiecarei zile. De aceea mă folosesc de ceea ce inteligența artificială spune și spune parțial, până la urmă e o definire generală, tocmai pentru a vedea de ce ar putea fi suficient. Așa cum la sfârșitul fiecărei zile, este imposibil să nu ai pentru ce-ți mulțumi din ziua respectivă, nu ai pentru ce-ți cere iertare că nu ai făcut sau că nu ai făcut suficient sau că nu ai exprimat suficient. Același lucru îl faci și aici. Orice pas făcut, de la a-ți pune planul pe hârtie, de la faptul că astăzi ai reușit să zâmbești mai mult, de la faptul că astăzi ai rezonat cu... o picătură de ploaie, spre exemplu, dau un exemplu total pe lângă, dar în așa fel încât să poată fi vizualizate. Da, mulțumindu-ți nu faci decât să crești gradul de satisfacție și da, să crești stima de sine. Și de mai e ceva... Este benzina de care avem nevoie să mergem mai departe. Absolut de acord. Mai e ceva ce spune inteligența artificială, acum nu știu ce-o fi tradus sau cum a ajuns la aceste cuvinte, citez: găsește-ți un partener de responsabilitate. Cum vi se pare asta? Da. Asta în situația în care, da, nu avem posibilitatea să ne ținem, în general, trișăm, e adevărat. Fie trișăm la bugetul de timp, fie la whatever. Și atunci avem nevoie de un reper, o cârjă, cum o numim noi specialiștii, de sprijin care, da, să vină să taie în carne vie, să spună, da, este ok că ai făcut asta, dar obiectivele tale nu sunt atinse suficient pe ziua de azi. Și atunci, mâine, o să încep cu ceea ce n-ai realizat azi și o să continui cu ceea ce ți-ai setat pentru ziua de mâine. De obicei, putem face asta fără această cârjă de sprijin. Dar atunci când nu o putem face, din vari motive, atunci este bine să ne luăm un reper. Un reper care poate fi acest business coach sau cum se numește el? Exact. Deci că este business coach, că este psiholog, că este un om care a realizat și îl recomandă ceea ce a făcut până acum pe domeniul pe care eu am nevoie. Da. Deci nu trebuie neapărat. O ultimă întrebare, domnule Telegescu. Din experiența dumneavoastră, fără îndoială lungă, își țin oamenii cuvântul când vine vorba de rezoluția de anul nou? Cei care într-adevăr cred în acele promisiuni făcute înainte de ora zero, de obicei își urmăresc obiectivele. Dar, repet, trebuie să crezi în ele și să fie obiectivele tale. Când sunt ale tale, clar le și urmărești. De aceea, de multe ori mâncăm struguri și ne imaginăm și am uitat până am terminat strugurii să ne mâncăm, sunt o grămadă de obiceiuri. Deci, da, atunci când crezi în ceea ce faci, categoric te ajută să mergi mai departe și le și urmărești.
Ovidiu Telegescu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, vă doresc un an nou, așa cum vi-l doriți dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză și revenim. Raportul Ministerului Român de Interne după incendiul de la ferma dacilor, secretarul de stat Raed Arafat spune că această pensiune putea să fie închisă chiar din anul 2019. În urma controlului efectuat de ISU, exista atunci bază legală pentru închidere. Revenim asupra explicațiilor date de autorități de la ora 14.